2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare a primit condamnare un bărbat din Cluj care a agresat sexual două fete. Sentința nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile. Bărbatul de 37 de ani a abordat două fete în luna aprilie anul trecut și le-a arătat zona intimă, iar acestea l-au dat pe mâna poliției. În urma procesului a primit o condamnare cu suspendare și este obligat să plătească daune morale în valoare de 2000 de euro fiecăreia dintre victime. De asemenea, bărbatul va trebui să lucreze 100 de zile în folosul comunității. Pedofilul nu are voie să se apropie de școli, dar nici de elevele agresate sexual sau de familiile acestora. Magistrații de la judecătoria Cluj-Napoca au cerut eliberarea lui de îndată, acesta fiind în arest preventiv de la săvârșirea faptei.